copiii să respecte. Că dacă nu învățăm, ne ducem mai greu. Să aibă grijă de lucruri, să... e greu. Locul de joacă, situat în apropierea blocului 40 din cartierul Micro 14, a fost amenajat de primărie și a costat 70.000 de lei. După mai bine de un an, arată jalnic și este plin de pericole pentru copii. Aproape tot gardul din lemn a fost furat, leagănele la fel. Balansoarele din lemn sunt rupte și oricând există riscul unor accidentări. Un peisaj dezolant pe care îl constată zilnic locuitorii din zonă. Eu nu am copil mic. Deci nu pot așa să-mi dau o părere. Adevărul e că văd acolo că e distrus. Cred că ăla e distrus, dispozitivul ăla, nu? În schimb, cred că ar trebui mai lărgit un pic. Eu știu, știți că și nici lumea nu este foarte atentă cu locurile astea de joacă. Dumneavoastră vedeți gardul acestui loc de joacă? Da, păi nu văd. Văd numai acolo o parte, probabil s-a furat. Eu știu ce s-a făcut. Văd că ăla e distrus, acela leagănul ăla e distrus. Aici, iar, dacă ai să strânge toată floarea cea vestită a întregului cartier. În aceste condiții, părinții și bunicii care merg cu cei mici în spațiul vandalizat nu au de ales decât să îi lase pe copii doar în tobogane. Nu suntem civilizați deloc. Nici părinții n-au grijă de copii, lasă de izbeliște, nu-mi place. Dar e frumos, dar e cam dezastros. Da, cu nepoții că acum nu puteți decât prin tobogan să vă dați. Da, mai avem și dincolo, la blocul 40 și acolo au început să-i distrugă, să... Hei, e copiii ăștia mari care îi distrug, nu țin cont, văd că mai rup și din gard, că eu stau chiar în fața tobogonului, dar e soare și mai fug de soare. Oficialii din Palatul Comunal ne-au transmis că au cunoștință de starea deplorabilă în care a ajuns acest loc de joacă și se gândesc mai degrabă la închiderea lui, chiar dacă se află pe lista spațiilor ce ar trebui reabilitate. Dacă nu va fi înființat, locul de joacă ar urma să fie modernizat, dar obligatoriu prevăzut cu camere video de supraveghere. Chiar nu e ok. Adică nu există leagăne, nu există... balansoarele nici atât. Puțin se pot folosi copiii de tobogane, cam atât. Garduri nu mai sunt. Nu știu, dacă ar fi să se refacă, presupun că părerea mea ar fi să se facă ceva încuiat pe timp de noapte. Să nu se mai fumeze în incintă, să nu mai există posibilitatea de a intra cei mari, ca să zic așa, și să deterioreze din nou. Primăria și-a propus ca în următoarea perioadă să reabiliteze 6 locuri de joacă și să înființeze alte 5 spații de distracție pentru micuți.